Bună, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu Irina pentru a discuta despre piața imobiliară, așa cum a fost ea în pandemie și acum în timp de război. Și Irina, vreau să te întreb, cum ai resimțit piața imobiliară în pandemie, ca să o luăm cu zona asta? Cu începutul, nu? Da. Da, sincer, eu am deschis firma înainte de pandemie. Cum nu se putea mai bine, da, să zicem. Am zis, Doamne, ce mi-a trebuit mie să deschid firma acum. Am avut, sincer, vreo 2-3 săptămâni în care am urmărit Facebook mai mult decât o făceam, am făcut-o de când s-a înființat. M-am speriat destul de tare, mai ales prin prisma, nu m-am speriat atât de mult de boală pe cât m-am speriat de decizia care tocmai o luasem, să-mi înființez propria firmă. După care am vorbit cu un prieten foarte bun care m-a susținut foarte mult încă din momentele mele de cumpână, care mi-a zis, Irina, mi-a pus o întrebare foarte simplă. Irina, dar tu nu ai treabă? Și am stat așa și m-am gândit, am zis, Doamne, dar câtă treabă am, chiar de acasă stând. Pentru că tocmai eu începusem să mă gândesc la strategie, cum să gândesc, cum să... Că na, nu poți să pleci la drum așa, pur și simplu, că eu o să fac treabă. Nu, trebuie să ai o strategie în spate. Și mi-am dat seama cât de mult am de muncă și eu merg foarte mult pe partea asta digitală, să automatizez, să eficientizez întreg procesul. Și atunci am început să lucrez de acasă, în ciuda faptului că când te gândești la imobiliare, zici ce poți să lucrezi de acasă. Chiar am găsit foarte multe și am făcut multe lucruri care m-au ajutat după ce a început să-și revină un pic piața, dar inclusiv în momentele alea în care toată lumea stătea în casă și era speriată, m-a ajutat foarte mult întrebarea și susținerea din partea acestei persoane să îmi păstrez focusul și să zic, ok, am de ales, ori rămân și mă uit pe Facebook și facturile vin și nu le plătește nimeni, ori mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut și pe ceea ce îmi doresc eu mai departe. Și asta am făcut și, spre surprinderea inclusiv a mea, lucrurile au mers foarte, foarte bine. Acum, asta este din perspectiva mea, pentru că am ales drumul ăsta, să zic așa, pozitiv, că sunt multe persoane care zic, tu ești foarte pozitiv, optimist, poate vezi lucrurile mai rău decât sunt. Da, sunt pozitivă, dar în același timp sunt și realistă. Și nu știu dacă ai văzut filmul The Secret, care mi-a schimbat efectiv viața și eu de mai multe ori. Acolo mesajul este foarte simplu. Pe ce te concentrezi, aia primești. Te concentrezi pe lucruri negative, că e boală, că moare lumea, că primești rezultate ca atare. Dacă te concentrezi pe obiectivele tale, pe ce ai de făcut, primești rezultate ca atare. E foarte simplu, din punctul meu de vedere. E atât de simplu precum 1 plus 1 face 2. Atât e de simplu. Acum, pe de altă parte, de asta contează foarte, foarte mult mentalitatea, modul de gândire a fiecăruia și mai ales ca antreprenor este foarte important să rămâi acolo pe poziție, indiferent de situație, pentru că nu ai decât două variante, ori să pici, ori să te ridici. Și eu am preferat să rămân în picioare și să mă ridic și să fac tot ce pot, tot ce ține de mine, astfel încât să am rezultate. În același timp, colaborând și cu dezvoltatori și cu alți agenți, au fost agenți care se uitau la mine, mă întrebau ce faci foarte bine și nu înțelegeau cum adică faci foarte bine, ești printre unul la un milion care faci foarte bine, ce înseamnă asta? Și totodată am văzut și dezvoltatori care și-au păstrat la fel tonusul, au rămas pozitiv și au văzut de obiectivele lor și au avut rezultate foarte bune. În același timp, dezvoltatorii care au zis, dar în perioada asta nu merge nimic. Și nu le-a mers nimic. Deci e atât de simplu. Am văzut asta cu ochii mei, deci dacă se îndoiește cineva, îl iau de mânuță și îi arăt câteva exemple concrete. Acum, la modul general, să zic așa, pe perioada pandemiei, clar au scăzut vânzările,
Dar asta vorbind la mod general. În ceea ce mă privește, nu pot să confirm lucrul ăsta pentru că nu s-a întâmplat așa. La modul general. Și asta am putut să-mi dau seama, de exemplu, că de asemenea colaborez cu foarte multe bănci și luând feedback de la ei, mi-au zis, Irina, n-au mai trecut de mult timp clienți pe aici. Sau inclusiv și de la dezvoltatori, că au mai scăzut vânzările. Na, la modul general, aș putea zice și e și normal, e și firesc să se întâmple lucrul ăsta. În schimb, totodată, toată lumea s-a aștepta să scadă prețurile. Lucru care, după cum toți știm, nu s-a întâmplat deloc. Inclusiv pentru mine, sincer, a fost o surpriză. Am zis, gata, scad prețurile, cumpărăm apartamente la prețuri mici, super. Nu s-a întâmplat deloc așa, a fost o surpriză pentru toată lumea. Cei din contră au crescut foarte mult prețurile, pentru că au crescut prețurile materialelor. Are sens, a scăzut forța de muncă și atunci au crescut toate prețurile. Au crescut prețurile materiale, au crescut prețurile apartamentelor la blocuri vechi, automat au crescut și la blocuri vechi. Acum ce să mai zicem, a crescut și energia, totul, gazul. Nimic nu s-a dus în jos. Da, dar încet, încet, inclusiv agenții și dezvoltatorii care deveniseră destul de pesimiști au început să se adune, să zic așa, și au început să aibă rezultate, pentru că și clienții și-au dat seama că, ok, prețuri mici, mari, trebuie să ne mișcăm, trebuie să facem ceva, nu putem să stăm pe loc. Stăm pe loc, ne stă norocul. Bun, asta a fost pandemia. Ce s-a întâmplat când a început războiul? Pentru că pe noi ne-a afectat, cel puțin aici la Iași, suntem oraș de graniță, ca să zic așa, cu Moldova. Și puțin mai sus, în Suceava, avem și graniță cu Ucraina. Cum ai resimțit? Cum s-a simțit pe piața imobiliară, cel puțin din Iași? Da, un al doilea hop, că nu era suficient pandemia. Când am văzut războiul, sincer, am zis, Doamne, am scos-o la capăt cu pandemia, dar cu războiul... Nu știu cum o mai scot la capăt. Sincer, la fel, în prima săptămână, eu personal am zis, oricât o fi eu de pozitivă și de puternică, cu asta nu pot să mă... Deci la tine durează o săptămână partea asta, dar după care îți revii. După care îmi revin, da. Na, la fel, nu știa nimeni ce o să se întâmple, o să vină și la noi, o să stea pe loc, o să rămână doar acolo, nu știa nimeni. Și... am mai vorbit cu agenții, bineînțeles, nu suna nimeni, ci toată lumea normal era concentrată acolo și se ruga să fii pace, de unde te mai gândești să mai și cumperi ceva, normal. După care am zis, Doamne ajută, intuiția mea îmi spunea că o să fii bine, nu știam cum, dar îmi transmitea că o să fii bine și încet, încet am zis la fel, ok, ce fac, mă uit la știri, cu toate că eu nu am televizor acasă, mă uit pe Facebook, mă uit să văd ce se mai întâmplă și la ce mă ajută. Mă concentrez pe ce am de făcut, că am în continuare treabă. Și așa am făcut și din fericire a fost foarte bine, spre surprindere inclusiv a mea. Dar important este să rămâi pe poziții, important este să nu te lași influențat, chiar dacă, nici măcar de război, nici de absolut nimic. Ci pur și simplu tu ai un obiectiv, trebuie să ți-l atingi. A fost simplă alegerea. Mă gândesc la război și nu mă ajută cu absolut nimic, războiul nu plătește facturile, sau merg în continuare, mă ridic și fac tot ceea ce ține de mine astfel încât să am rezultate și să pot ajuta cât mai mulți oameni, pentru că ăsta este scopul meu. Acum, iarăși, la modul general, clar s-a văzut o scădere în vânzări, dar totodată o creștere foarte mare a prețurilor. Lucru care iarăși îl găsesc normal, pentru că la fel, au fost și au loc în continuare restructurări, forța de muncă este mică, sunt multe materiale care se iau din afară, transportul, benzina, după cum știm, au crescut foarte mult, de la benzină au crescut toate prețurile, au crescut și materialele și absolut tot. Și e normal, e firesc ca prețurile materialului să crească și prețurile apartamentelor să crească automat. Ce vreau să te întreb? Pentru că au existat multe zvonuri cum că au venit ucraineni și au cumpărat locuințe în Iași, în Suceava. E adevărat? Ai avut clienți?
N-aș putea să confirm lucrul ăsta și din ce am mai întrebat pe colegii din Breaslă. În schimb, pot să confirm că a fost o cerere foarte mare pentru închiriat apartamente. No. Clar, mai ales atunci, la început, nu mai găseai niciun apartament în Iași pentru închiriat. Au mai fost, într-adevăr, câteva cazuri care au cumpărat, din ce am discutat cu colegii mei, dar cei mai mulți, așa ca o statistică vorbind, au preferat să plece mai departe. Sau cei care au decis să rămână au închiriat apartamente în ideea în care nu știau exact, pentru că este o situație destul de instabilă, nu știi, durează mult, durează puțin, efectiv chiar nu știi, nici nu știi în momentul ăsta ce decizii să se iei. Și atunci cea mai bună decizie a fost pentru mulți din ei să închirieze apartamente. Bun, acum urmează zona studenților, nu? Trebuie să vină, cel puțin în Iași, vin studenți. Da. Ai început să simți mișcări pe piață? Wow! Da? La închirieri sau cumpărări? La închirieri, mai mult. La un nivel care și cumpărări, dar în special la închirieri. La un nivel care, sincer, nu mă așteptam. Dar vorbind cu cineva, chiar cu un client, zicea că chiar îi povesteam că, uite, am un apartament la închiriat la un preț destul de mare. Adică chiar le spuneam eu proprietarilor, haideți să punem un preț mai mic. Chiar înainte mă întâlnisem cu ei și le-am zis, chiar nu mi-am dat seama că așa peste noapte au crescut prețurile la chirie. Pentru că cererea este foarte, foarte mare. Eu îndrăznesc să spun că este mai mare decât în ceilalți ani, pentru că clienții care doreau, sincer nu prea am venit să zic clienți, că sună destul de cumpărătorii care, sau potențiali cumpărători care vreau să achiziționeze în anii trecuți, acum preferă perioada asta să închirieze, pentru că e o perioadă destul de instabilă și nu se știe ce va fi. Pe chirii. Și de aceea a crescut prețurile pe chirii, din punctul meu de vedere, efectiv, peste noapte. Dar eu nu pot decât să mă bucur, important este să se miște lucrurile, să nu stăm pe loc. Ce procent are parte de închiriere în activitatea ta și ce procent are parte de vânzare, să spunem? Nu te întreb sume, da, așa ca procent. Până acum, cam aș putea zice 90% vânzări, 10% închirieri. Așa, dar chiar intenționam înainte de creșterea asta să mă concentrez destul de mult pe închirieri, pentru că îmi doresc să îmbunătățesc ceva pe partea asta. Nu o să intru deocamdată în detalii până nu e cazul. Bine, îmi doresc să îmbunătățesc pe fiecare ramură în parte, dar îmi doresc poate e bine să zic, pe partea de administrare de proprietăți. Exact asta vreau să te întreb când la gât cu bucurie, pentru că am fost în Marea Britanie. Am stat 8 ani de zile, am lucrat cu agenții, pentru că am închiriat locuințe prin agenții, n-am cumpărat. Dar am închiriat prin agenții. Și acolo sunt specializate agențiile, ori pe cumpărări, vânzări, cumpărări, ori numai pe închiriere. Dar un serviciu care era oferit era exact cel de gestionare a proprietății. Property management. Exact. Și erau la un moment dat, pentru că m-am interesat de curiozitate, erau agenții care aveau câteva sute de apartamente care le gestionau. Și cred că nu erau sume foarte mari, dar se adună pe lună, dacă gestionezi 100 de apartamente, îți dai seama că se adună o sumă frumoasă. Într-adevăr, era și de muncă, poate nu în fiecare lună, dar este de muncă. Și chiar asta vreau să te întreb. Deci gând la gând cu bucurie. Deci este un serviciu care eu l-am văzut în străinătate, există. Aici încă e incipient, să spun. Da, așa este, așa este. Chiar mi-a venit ideea asta discutând cu cineva care a fost la fel în Anglia și mi-a zis la ce nivel este acolo și mi-am dat seama în același timp că la noi este
este încă la început sau poate spre... Nu este încă dezvoltată această ramură, așa este. Dar mai întâi am vrut să iau contact cu proprietarii, să văd ce părere au, pentru că trebuie, e nevoie și de o deschidere din partea lor. Bine, mă pun și eu în locul proprietarului, clar, trebuie să ți inspire încredere agenția respectivă ca tu să dai o proprietate spre administrare. Și să-ți aducă o plus valoare. Să-ți aducă un plus valoare, ca să nu faci singur, nu? Noi suntem obișnuiți să facem singuri. Da, da, mai ales, da, românii obișnuiți să reinventeze roata în orice domeniu. Suntem multilateral dezvoltat. Absolut, absolut. Au fost și de asta vroiam mai întâi să iau pulsul pieței și direct de la proprietari și să le cer o părere. Și bineînțeles că au fost mulți care au zis, mă descurc, eu n-am nevoie de nicio agenție să-mi administreze mie proprietatea, dar totodată au fost și oameni deschiși care mi-au zis, Doamne, ce bine că te-ai gândit la acest lucru, pentru că mi-ai o grijă de pe cap, pentru că sunt mulți oameni care au afaceri și au lucruri mult mai importante decât să stea prin telefon, că mi s-a stricat centrala, că nu merge televizorul sau lucruri de genul, sau în cele mai multe cazuri care le-am întâlnit, au fost foarte mulți proprietari care mi-au zis că au întâmpinat multe dificultăți, în sensul că au lăsat mizerii, că nu au plătit facturile, nu au plătit chiria, ei fiind plecați pentru o perioadă îndelungată, s-au adunat și atunci când au pus totul pe foaie, au văzut că au ieșit cu minus, în niciun caz nu au ieșit cu plus. Se întâmplă și așa ceva. Foarte mult, foarte mult. Și atunci, văzând acest lucru, mi-am dat seama că chiar este nevoie și chiar sunt oameni deschiși înspre această ramură și își dau seama de plus valoarea care ar aduce administrarea proprietăților. Nu în mod special la partea asta, la piața asta, dar vreau să explic că trăind în Marea Britanie am înțeles cât de important este specializarea. Cât de importantă este această specializare în sensul că la un moment dat acolo am ajuns la o rudă și mi-a spus că, știi, nu are cine să-mi schimbe becul. Mi-a spus, stai, ca român, cum adică, tu schimbi becul, care e problema? Bun, i-a schimbat eu becul, dar din discuția pe care am avut-o, care am început-o cu ruda respectivă, am ajuns la o altă discuție în care, discutând cu companii, mi-au spus, pentru mine n-ai fi putut să faci lucrul ăsta, să schimbi tu un bec. Și am spus, cum adică? Dar ce e atât de greu să schimbi un bec? Și nu, mi-a explicat și mi se pare perfect logic. Când mi-a spus, unu, tu nu ești specializat pe chestia asta. Doi, ți se poate întâmpla un accident. Trei, eu nu am asigurare, nici tu, pentru un accident care ți s-ar putea întâmpla făcând acest lucru. Și atunci, toată beleaua ar cădea pe capul meu și pe a tău. Pentru că acolo se lucrează foarte mult cu asigurări. Și a spus atâta timp că tu nu ai, nu ești în domeniu, nu ai o diplomă, nu ai o asigurare, nu poți să schimbi un bec. Deci prefer să plătesc mai mult, dar să știu că nu mă doare capul. Ei, cred că încetul cu încetul, la fel se va ajunge și în România. Da, da. Să da. Nu mai putem face anumite lucruri pe care noi, ca românii, le facem. Care e un lucru bun, că ne putem descurca cu aproape toate. La nivel casnic, să spunem, domestic, le putem face pe toate. Dar în momentul când mergem la o firmă, da, nu o să mai putem face acest lucru. Adică dacă tu ești tâmplar, nu te-a pus să faci zidărie. Asta se întâmplă în afară. Da. Acolo ai o specializare, pui, aia faci. Pentru că am asigurare, ai diplomă, și știi, ai experiență. Nu te-a pus să experimentezi pe mine, nu pe banii mei. De asta cred că e chiar important. Și cred că și în domeniul ăsta se poate aplica. Până la urmă, de asta există agenții, de asta există experți în domeniul respectiv, pentru a-ți da cel mai bun sfat. Nu-ți place un expert, nu-ți place un agent. Bun, piața e deschisă, poți să alegi o altă agenție, poți alegi un alt expert. La fel și la vânzare, s-ar putea de multe ori să obții un preț mai bun, s-ar putea să obții mai rău. Este un... Cele mai multe ori obții un preț mai bun cu un agent. Chiar. E normal să spui asta, mai ce să spui? Nu, dar chiar am avut foarte multe surprize de genul în care proprietarii aveau concepția asta de... pot să fiu și eu agent imobiliar, ce e așa de greu să pun pe OLX anunțul. Ce îți trebuie, de ce îmi trebuie, doar nu trebuie mie facultate ca să fac lucrul ăsta.
Jobul de agent imobiliar e mult, mult mai mult decât percep mulți oameni. Eu am muncit, am analizat piața, strategia, totul, timp de 4 ani de zile și nu pot să zic că le știu pe toate. După atâta timp în care nu am muncit 2 ore pe zi, ci, după cum vă ziceam, de dimineață până seara. E un job foarte complex, care implică multe skill-uri și te poate ajuta foarte mult un agent imobiliar. E o diferență, nu știu, eu o văd ca exact ca dacă mă doare un dinte, mă duc la stomatolog, exact la fel văd și jobul de agent imobiliar. Am nevoie să vând o proprietate, apelez la un agent imobiliar, neapărat. În primul rând, eu nu știu care sunt prețurile pe piață. Sunt foarte mulți proprietari care pun la un preț mult mai mic decât face. Am avut cazuri în care nu se vindea pentru că era mult mai mic. Foarte mulți... Lumea spune, doamne, apartamentul ăla are o problemă, nu? Dacă exact, e așa ieftin. Exact. Deci o proprietate poate fi foarte greu de vândut dacă are un preț mai mare decât cel de pe piață sau dacă are un preț mult mai mic. De ce? Tocmai pentru de ce ai spus. Pentru că sunt foarte mulți oameni care zic că, ok, dacă e preț așa de mic, sigur are o problemă. Și atunci îl ignoră total. În momentul când el are un preț apropiat, măcar, de cel care este pe piață, atunci șansele sunt mult, mult mai mari ca tu să-l vinzi. Acum, ca proprietar, sunt mulți proprietari de asemenea, care au impresia că ei știu care sunt prețurile pe piață, dar sunt detalii care fac foarte mult diferența. Una este un apartament la parter, una este un apartament la etaj intermediar, alta este un apartament la etaj 4. Asta un detaliu. Una este un apartament care necesită renovare, una este un apartament care arată bine. Ei le pun toate la un loc, e un apartament bun și atât. Nu, sunt detalii care fac diferența. Detalii care nu le poate cunoaște decât un agent imobiliar. Apropo de asta, pentru că am văzut, au apărut destul de multe franșize, inclusiv în zona voastră. Și care oferă de la cursuri de pregătire. Cum găsești personal? Cauți personal? Angajezi personal? Cum faci chestia asta? Da, chiar am fost și eu francizată pentru o perioadă, până când mi-am dat seama că pot și singură să fac ceea ce făceam, pentru că eram francizată de o companie care cu sediu principal într-un alt oraș și am zis eu că pot, până am dat de greu. Dar ce pot să zic, că eu în momentul ăsta sunt la început de drum în ceea ce privește extinderea echipei și caut persoane, dar foarte important, persoane de încredere. Pentru mine acest lucru este esențial. Nu am nevoie să știe foarte multe lucruri, fac training, învăț absolut tot ce este de învățat, dar e foarte important pentru mine să știu că dacă am zis ceva, aia se face, aia se întâmplă. Asta e cel mai important lucru, de asta și ziceam că denumirea firmei este de FFF Trust Imobiliare, FFF de la For Fame and Fortune, grupul format de fosta echipă care povestisem că ne-am dat demisia și tras de la încredere. Pentru deci încredere, că da? Încredere este cea mai importantă. Și bineînțeles să aibă permis de conducere, că este esențial. Deci dacă aveți persoane care sunt interesate, iată, avem și un angajator interesat care își caută. Da, foarte, foarte interesant. În momentul ăsta interesat. În momentul ăsta chiar caut o asistentă și un agent. Ok, iată, avem noutăți. Irina, vreau să-ți mulțumesc pentru informațiile. Deja s-a terminat? Da, deja s-a terminat. Vreau să-ți aș mulțumesc putea pentru, să vorbesc zile întregi despre pentru informațiile pe care ni le-ai dat și sper ca cei care ne-au urmărit să aibă mai multe informații acum când doresc să facă o investiție, o achiziție sau, iată, poate doresc să-și caute un job. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Mulțumesc și eu! Iar cu voi, dragii mei, cu siguranță mă revăd data viitoare. Toate cele bune!